salut și bine v-am găsit la Ai Mai Mult Umor! Eu sunt Andrei Ungureanu și vă prezint informații complet false din campania electorală a juraților Ai Umor. În acest episod vom dezbate planul candidatului Nathan Ticu, care anunță că dacă va deveni președinte, va interzice folosirea filtrelor de pe Instagram. Haideți să vedem declarația domnului Nathan Ticu. Domnul Nathan Ticu. Da. Au, domnul Cosmin, cum doriți să vă spun? Domnul Nathan Ticu. Nathan Ticu. Domnul Am Cosmin, auzit. Nu sunt frizer. Domnul Cosmin, sunt domnul Nathan Ticu, candidat până la urmă la președinție Ai Umor. Eu văd că dumneavoastră deja v-ați pus în postura de președinte, deja, ca și cum ați fi. Eu știu exact că o să câștig și atunci trebuie să mă compor ca atare. Da. Eu totuși am o întrebare. Te rog. Din câte am înțeles, da, ați dori să interziceți filtru. Nu. Filtru. Nu. Filtrele. Da, filtrele. De pe Instagram. De ce? Nu mai mințim oameni, nu mai păcălim oamenii. Aceste filtre induc în eroare. Sunt foarte mulți oameni care fac infarct pentru că ei văd, de exemplu, persoana pe Instagram cu filtru și când se întâlnesc față în față, se sperie și stai puțin, dar nu ești tu. Se creează confuzii, mie mi se pare o măsură foarte bună. Nu mai țipa la mine că mă sperii. Fără filtre ne arătăm adevărata față. Ăsta este și sloganul meu în campanie. Deci, eu mi-arăt adevărata față. Alegeți-mă. Haideți să vedem ce spune electoratul. Salut, George! Salut! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Iartă-mă! Da, mă lași să vorbesc? Da. Te rog. Așa. Țâțe. Are Nathan Ticu niște legi, niște planuri pe care așa. Au o platformă program. Da, exact. Așa. Eu o să vă spun câteva din ele și să-mi spuneți o părere. Da. În timp ce... În timp ce reporterul, ca orice reporter, până la urmă. Da. Așa. Ai expălat rupele. Ok, mi-e teamă un pic. Au. Iartă-mă, te rog. Incredibil. Tu ai un ochi gri și unul roz. Da, eu am turet la ochi. Mamă, ce mișto este. Vă ce? Vă dați seama ce mișto. Da. Nu, dar e mișto. E sexy. Când apare cineva așa în lingerie intimă, fac ochii mei. Opa. Dacă te uiți atent, o să vezi. Dar da, sunt ceacă. Bun. Îmi place. Da. Mă bucur. Nu în sensul ăla, stai liniștit. Nebunule, dă domnul la treabă. Bun. Ce părere aveți despre faptul că Nathan Ticu dorește să interzică filtrele de pe Instagram? Dom'le, mie mi se pare un lucru foarte, foarte bun. Să nu mai mințim poporul cu filtrișoare. Cuza? Nu mă bag, mi se pare o măsură... Cuza, vodă. Vodă? Și sultan, vodă, vodă peste nas. De în gură. Aia zic, până ce eu consider că Nathan Ticu asta face. Practic. O să ne arate toate pe Instagram. Nathan Ticu dorește să interzică filtrele de pe Instagram. Adică să arăți... Tu, ca om. Eu n-am filtru, de exemplu. Nu. Cornel a încercat un filtru și a ieșit mai urât decât... Păi și ce să face Lizzie? Iartă-mă, repetă. Ce să face Lizzie în cazul ăsta? În leasing? Lizzie, mă, nevastă sa fără filtre pe Instagram. Păi acum adică? Dacă trebuie să-ți explic gluma, bip. Domnul Nathan Ticu dorește să interzică filtrele de pe Instagram. Ce părere aveți? Dar de ce? Dar e însurat. Nu mă întrebați pe mine, eu vă întreb. Dar ce caută el pe Instagram? Ce caută el pe Instagram că e căsătorit? Lizzie! Eliza! Auzi că bărbatul stă pe Instagram și vrea să scoată filtrele. Nu se poate așa ceva. Deci asta n-are cum să facă treaba asta. Păi cum, nenică? Cum mai apărem și noi mai gorgeți, mai frumușele, dar mai sunteți. alea? Da, mulțumesc, ești drăguț. Dar nu se poate să interziști filtrele. Eu ca primă doamnă o să mă opun. Aoleu! Și acum mi-aș pune filtrul dacă aș avea oportunitatea, sincer. Trebuie să taie și el de undeva. Altfel n-ai mai fi președinte. Dacă dai numai bine, mai trebuie să fii și un pic criticat, să zic așa. Iar dacă el vrea să taie filtrele astea, știe el de ce. Și în regulă și cu Nathan Ticu și cu Bordea, vor să-și pună femeile în cap. Ei nu știu că femeile sunt cele mai fidele și că ele votează. Femeile votează mai mult ca bărbații. Domnule Ionuț, da. Se pare frumos Nathan Ticu? Băi da, și o spun în premieră, da. Nathan Ticu este cel mai frumos bărbat din jurul. Cred că nu va rămâne asta. Nu la nivelul în care să vreau să-l ce a zis Andrei.
Da, băi, e un bărbat frumos. Chiar e un bărbat bine. El e atât de urât că nici filtrele nu funcționau. Și pentru el... Nu este urât. Scuză-mă. E regulă. Nu este urât, este inestetic doar. Cine, Nata Anticu? Da, nu, filtru, filtru. Nu, nu chiar. Nata Anticu dorește să interzică filtrele pe Instagram. Ce da, sunt total de acord. Ia uite, scoase de acord. Da, sunt de acord cu acest. Și cu asta. Tu folosești filtre? Mai folosesc, dar rar. Culmea, oamenii, unii din oamenii care ne urmăresc pe Insta și așa, nu-și dau seama că noi folosim filtre, adică... Și încep și zic, iar ți-ai făcut nu știu ce la buze, iar ți-ai făcut nu știu ce și încă e filtrul ăla care... Dar nu, nu e filtrul, chiar e real, ți-ai făcut ceva la buze. Mi-am făcut și ceva la buze, dar... Ce v-ați făcut la buze? Păi, uite, m-am pupat cu Cosmin mai mult decât trebuia. Dumneavoastră folosiți filtre? Da. Eu sunt în echipa femeilor. Deci nu o să mă votez cu el din considerentul ăsta. Dă-ți seama, uite-te așa cum arăt fără filtru. Arăți foarte bine. Nu, termină, te rog. Hai nu, să zică serios, publicul. Mersi frumos, dar de regulă băieții îmi zic asta. Vreau să-mi zică și fetele. Folosesc până și eu filtre. Zău. Da, unul care da, am nevoie ca să-mi facă țițele mai mari. Domnul Nata Anticu dorește să interzică filtrele pe Instagram. Cum comentați? Buștigol. Buștigol. Da. Buștigol. Asta mi se pare o idee bună. Asta mi se pare o idee bună. Sâțe. Da. Sâțe. Exact, mi se pare chiar o idee foarte bună. Buștigol. Pentru că, și spun și de ce mi se pare bună, pentru că toată lumea folosește filtrele și ai șanse să te sperii de diverse femei. Adică să nu mai iei țeapă când îți dă o gagică, o poză asta, sau asta, păi, să nu iei țeapă. Și zici, dom'le, că te salvezi dracu cu ăsta, cu Facebook-ul, cu ala, înțelegi? Dar niciodată nu știi ce e acolo, înțelegi? Că pe Facebook e Basilica și la întâlnire vine Vasile. Da? M-a alergat unul jumătate zi pe snowboard. Ce o să mai postez eu pe Instagram fără filtre? Cum adică? E până și la mâncare îți vine să pui câte un filtru, să faci colorizarea mai bună. Dar tu te simți frumoasă? Da? Dar sunt, nu că mă simt. Sunt frumoasă, știu că sunt frumoasă. Îmi place de suportul tău. Mulțumesc. L-ai operat? Nu, n-am nicio operație făcută. Nata Anticu, președinte clar. Nu vrei să renunți la filtre? Nu. N-ai renunțat filtre? Nu, că mă distrez, m-am obișnuit cu ele. Au! Nu e bine, nu e bine, Nata Anticule. Nu e bine, cum adică să interziști filtrele? Păi la mod acum. De cum să nu fii de acord? Doar trebuie să aduci filtre noi. Să aducem filtre noi în țară, că duce țara asta lipsă de... Pe vremea lui Ceaușescu să făceau niște filtre, ca să vă zic așa. Bă, te laudă pe stradă și te făceau filtru. Să nu voteze nimeni, Nata Anticu, că ajungem o țară extremistă. E fascism online. Vrea să scoată filtrele de pe Insta. Vezi că deja am făcut un grup. Exact, am făcut un grup protestatar împreună cu Eliza Nata Anticu și crede-mă că nu mai mănâncă mâncare caldă ăsta acasă, neam. Păi care femeie să postează pe Instagram fără filtre? Dacă el le interzice, automat nici nevasta n-are acces. Exact. Păi în cazul ăsta se mută de acasă. Cine? Nata Anticu? Nata Anticu. De ce nu s-a sfătuit Nata Anticu cu dumneavoastră? Păi asta zic și eu. De ce n-ai venit să ne sfătuim, Nata Anticule? Eu ce te-am învățat? Votați cu mine, votați Lizzy. Deci până la urmă votați cu Nata Anticu, da? Votați cu Lizzy. Nu cu Nata Anticu? Nu. Stimați alegători, ne revedem în următorul episod. Au, cu cele mai noi, au informații false despre ce vor face candidații Delia, Nata Anticu, domnul Bordea și, desigur, domnul Chelu, dacă vor câștiga alegerile prezidențiale. Nu uitați să zâmbiți!